Jocuri ieftine pe G2A. Accesează primul link din descriere pentru cele mai mici prețuri. Salut și bine v-am găsit la un nou clip pe Farming Simulator 19. De data aceasta suntem însă și cu Radu. Și vrem să vă prezentăm o hartă cu trăsături românești, așa cum scrie în titlu. Numele hărții îl găsiți în titlul pentru că e foarte greu de pronunțat, dar... Am consultat puțin Google Translate-ul și s-ar citi, Radu să nu răspunde de pe mut. În numele pe care vă îl vedeți în titlu acum se citește Jehov. Și nu o să mai zic a doua oară pentru că nu o să mai miasă. E, e de fapt o zonă istorică din Polonia, acum citește-o de pe, de pe notițe. E o hartă extrem de mare, după cum puteți vedea, are 166 de terenuri, ceva de genul, adică e unul de fapt are 124 astea care sunt arabile, plus spațiile verzi, în total te duci la 166 de terenuri, pentru că astea pe care le vedeți verzi nu sunt notate, bine, astea dintr-o singură bucată, dar astea separate nu sunt numerotate. Deci sunt în total 124 de terenuri arabile, 166 în total, cu tot cu cele cu iarbă Avem 12 puncte de vânzare Trebuie să dăm puțin zoom ca să le vedem O să le vizităm aproape pe fiecare în parte Să vedem despre ce este vorba Avem și o stație de biogaz Cred că așa se numește, sper că nu greșesc da, da. Avem posibilitatea De a ne așeza în 5 ferme Diferite, o să le descoperim împreună Și pe acestea imediat Mai avem 5 sate pe harta asta se presupune a fi 5 sate. Bănuiesc că sunt fix zonele astea. Ăsta ar fi 1, după cum e delimitat. Ăsta al doilea mare, 3, 4 și 5. Cred că ar fi restul, marginea. Bun. Avem două păduri. Deși eu văd o zonă foarte mare cu, cu păduri. Dar asta spun băieții în descriere. Și avem una, 2, 3, 4, 5 culturi noi. Culturi noi pe care le vedeți aici. Avem așa. Avem iarbă pentru cai. Horse uh, grass. Sincer, e prima oară când văd treaba asta, să mai am primit un mesaj. Așa. Avem uh, triticale care ar fi un soi de grâu, însă folosit uh, ca și furaj. Nu poate fi făcută făină din el. M-am documentat. A, sau riele. Stăm puțin că mi-au fugit notițele. Două secunde. Fiți atenți. Deci, triticalele sunt un soi de grâu care se folosesc pe post de furaje, dar nu se poate face făină din, uh, el, bineînțeles, iar Rie iese car, asta că am aflat între timp că nu știam nicio nici Radu. În continuare avem clovorul care e trifoi, nu știu exact la ce ajută sincer trifoiul, e primar când văd și treaba asta în farmi și mai avem o buriană sau cultură sau uh, grâne care se numesc alfalfa. Asta ne lăsați voi în comentarii dacă știți despre ce este vorba dar uite putem să mergem să aruncăm o privire pe terenul 95 unde avem această cultură O să mă teleportez la stația de var o vedem și cum arată cu ocazia asta Văd că are și niște utilaje care evident nu pot fi folosite sunt doar de decor Dar Stai să vedem alfa alfa la asta Alfa lafa Ăsta e? Nu mă duc greșit Peste Da mă duceam greșit Asta ar fi culturile Păi stai puțin Și dacă dau clic aici a, ah, seamănă ca și culoare. Ok, deci nu a fost prea inspirat cel care a făcut harta. Ok, uh, trebuie să mergem pe 100... Stânga, stânga aici. Pe azi. 94, ok, hai pe 94, că okay, e mai aproape. Vedem cum arată alfalfa asta. Alfalfa. Mi se pare foarte amuzant și de pronunțat. Uite, uh, nu. Nu, asta e floare n cum să fie floare Oameni, ce, ce arata mm. mișto arată lui asta. Ia asta de aici? Nu, e asta e sfeclă de zahăr. Pe și care e alfalfa asta? Asta e soia. Mamă, au schimbat și texturile. M mi place. Asta aici ar fi, mă. Uite aici. E în, e, e în curs de creștere. Bun, hai pe altele să vedem care e treaba. A, unde mai avem? Mai avem pe 118 sau pe 58. Hai pe 58. Cred că în partea asta, să vedem. Îl numerim, 58. Da. Vrem să o vedem crescută. A, uite, mă. Bă, să mă scuzați, dar asta arată ca pizda țigăncii, fără să fără se să, să supere nimeni, dar mi așa așa înseamnă. Îți dai seama ce e asta? Asta, asta? Tu ai mai avut... Tu ai mai cochetat cu viața la țară, mă gândesc că ai mai văzut din astea. Bă, dacă te uiți așa la textură, doar floarea movă are cumva textura liliacului pe care îl găsești în, în acei copaci la țară, dar liliacul crește doar în copaci, nu crește din... Din sub forma asta. Dar, spune, așa, așa pe ansamblu dacă te uiți și ai și făcut dat mai mic, cum îl am eu. Mai mare, pardon. Eu, pizda țigan și veritabil. <gântu -i> da, deci nu ne dăm seama ce-asta. Dacă aveți detalii, ne puteți lăsa și noi în comentarii să ne dăm seama. Bun, trecând mai departe, mai avem două stații de gaz. Uh, nu știu dacă le reperăm. Văzusem una în partea de nord. Dar cred că doar mi s-a părut, uh, vezi cumva stațiile de gaz, trebuie să dai destul de mult zoom, eu nu văd nici, a ah, uite uh, biogazul Pe aici în dreapta l-am găsit, a ah, uite e una în partea de, de nord-est, aici în partea asta și a doua ar fi interesant să fie prin centru de preferat. Să avem și noi cât mai aproape. A, ah, da, uite, și, și a doua e, e lângă sugar factory. Și dacă tot a venit vorba de sugar factory, să vedem cum arată fabrica de zahăr. Uh, pare că am părăsită puțin. Dar, ce recomandare aș avea. Dacă vă jucați pe harta sa, care e una foarte interesantă și foarte mare, și, by the way, așa cum vine ea în, în situația actuală, în, în forma actuală, fără să fi băgat noi utilaje sau alte moduri, avem 60 FPS-uri spre deosebire de alte hărți pe care le-am testat, mult mai mici, unde nu săream de 40 de FPS-uri nici ruptul capului. Asta cred că e doar de design, da. Harta vine și cu utilaje, practic ne plasează, unde ne plasează? Ne plasează în zona centrală, la una dintre fermele, unde vă puteți instala și de unde puteți începe un gameplay. Vine cu o combină cam sărăcăcioasă, vine cu un fend, o remorcă, vine cu un silos din ăsta, deci am este tractat. Trip vadrupul, cred că îi spune. Un Valtra. Uh, ia unde l-ai găsit? Aici, negru. Mai vine un Valtra cu plug. Ia să ne pe aici, găsim ceva? Se s-am O uh, deschid. că Opa, stai că mă bugui să cred că ai dat în același timp. Aici avem o manetuță, nu faci nimic, nu? A, ah, ba da, uite, dacă dai ideea, se aprinde becul. Foarte interesantă uh, da, ca și recomandare m-am apucat să, să vă spun. Am ajuns la concluzia cu Radu că pe această hartă sunt foarte multe culori nu militari, sunt culori foarte șterse, închise, de exemplu, verdele de la iarbă e un verde foarte închis față de cel întâlnit pe alte hărți, e foarte mult gri din câte puteți vedea la clădiri, garaje și așa mai departe, dar dacă vă băgați un shader, eu zic că harta să arată genial dacă vă băgați shadere. Acum, probabil o să vă mai scadă FPS-urile, dar măcar o să facă harta să arate genial. Uite, pe aici iarba e foarte ștearsă la culoare, gard gri iarăși, nu știu dacă astea sunt specifice Poloniei, dar oricum sunt, e foarte mult gri și culoare să fadă, știi? Dar, per total, mi, -mi se pare o hartă super mișcă. Aici? Miștă. Ce? Aici ce care uh, weed, e uh, buruieni. Vezi? Și te referi că sunt mai multe texturi de Budburiană Da. Da, și asta e de observat. asta nu știu ce. Ăsta zici că e macriș. Dacă știi ce e ăla. L-am reținut da, ce da, de da, când da, era mic. Știu că era o, o buriană cu frunze foarte mari care se și, se și consuma de către oameni în anumite situații. Bun, pe atent, ce am găsit eu până să pornim în Am găsit o băltoacă. De aici cred că ne putem încărca... Nu cisternă. Ba da, cisternă de data asta, nu mecanistă. Tot timpul e o confuzie. Văd că avem iarbă și pe fundul apei foarte tare. Uite, au pus și cauciucuri ca și cum cineva ar fi venit să arunce gunoi pe malul uh, apei, uite a, a, avem și niște lemne, le putem lua? A uite, și -a să le iei și să le vinzi și să faci niște bonuți atunci când ești pe sărăcie, se pare foarte tare. Nu știu cât o să iei pe ei, dar oricum. Uh, uh, Poți să iei să ridici? Da, și tu îl ridici. Da? -a. Da, mi l-a arătat în aer, probabil uh, ai un bag. Da. Comerciantul de animale. Eu sunt curios de clădiri, cum arată de asta, mă tot prin printre ele. Aici e un soi de ciment cu pietriș și cu bălți pe alocuri. Ok. Clădirea nu e una foarte specială, dar trebuie neapărat să mergi cu lanterna aprinsă pe harta asta. Deci suntem iezi, e ora 10 dimineața. Hai să facem, să ne ducem un 12, dar tot așa va fi. Sunt culori foarte închise, contrastul e super nesimțit, dar pe total v-am e o, e o hartă foarte interesantă și are să pe românești, uite, autogaz 24 de ore, uite stația pe cu cât de mișto arată, asta da, CPN, ok, și ca orice stație pe care se respectă, are și ceva vechituri, cu grafituri pe ele, mașina asta nu se folosește, nu, nu, e doar de design, betonieră, ha, ah, și uite, poți să-ți introduci în roleplay-ul tău, cum că ți-aduci mașina la reparat, aici, aici, practic, poți să pui un punct de serviciu să-ți repar mașina wow. în cadrul pe colului Ce? Hai pe aici. Mă speri. Ascultă. Ah, <laughs> în poloneză. Ia, să mi-am pus căștile. Nu, doar când te apropii sau de ea. Ce tare curva e bana. Ce tare. Asta e un palet cred că de țiglă. OK. Bun. Hai să vedem ce puncte mai avem pe hartă. Bă, dar și casele mi se par destul de bine că Polonia se și asemănă foarte mult cu satele din Polonia, se asemănă foarte mult cu satele din uh, România. Uite, de cărămidă veritabilă, aici avem și o viloacă. Probabil domnul ăsta a fost plecat uh, E în Anglia mai mult timp. Uite, cu intrare așa, cu tindă frumos. Se întâmplă ceva dacă s-ar pe ea? Nu. No. Era să mă propulseze în sus. Asta se... Nu, de că no. aici nu ai cum să umbli. Dar ce ar fi fost dacă se deschideau porțile, puteai să-ți faci... Să fie casa practic, fermata, Unde te retragi tu Avem și... Se... A, ah, uite, cred că asta ne indică... Alte două sate, vezi? Potorul și Radom. Radomirești. Avem și panor publicitare. Bă, îmi place. E destul de detaliată. Cred că amunciții de au sărit ok la harta asta. Uite, bă. Asta e cumva, se pune când moare cineva. Bă, nu Seamună știu, cu sigur, asta depinde de zona. De exemplu, prin zona Oltenii, vezi foarte multe puse pe marginea drumului sau la poartă la oameni. Unde se mai întâmplă diverse accidente nefericite, dar asta pare destul de. Era să zic de OP, destul de frumoasă și destul de mare. Ok. Ce avem aici? Iese, se deschid porțile, nu se deschid porțile, nu. Nu, nu pentru că nu era. dar ce tare așa. era. Uite, asta ar putea fi o școală. Și ai putea să o introduci în rol privitor ca fiind o școală. Deci e cam mare pentru o școală, da, nici dacă... Stai un pic. A uite de aici nu mai poți să treci, vezi, uite, nu mai poți să treci în partea asta, dar da, era nu. mișto asta dacă puteai să deschizi dacă porțile. Dacă cumpărăm zona asta, că costă doar 6.541, Ne ținem zona, dar tot nu poți, nu poți cum... să treci de partea asta și nici nu poți să deschizi porțile, nu, nu poți, dar oricum asta era mișto să o introduci într-un roleplay ca și școală, știi, ca ceva instituție la țară. Deși, spuse, e cam mare pentru o școală în mediul rural. Hai să vedem ce mai avem aici? pe aici. A, uite, aici noi putem aici. să trecem, nu? Ok, aparent asta e marginea hărții, dar... Uite, mai era un, un depozit părăsit acolo, de asta eram curios. Bun, hai să vedem ce puncte mai avem, ce detalii mai avem. Avem două puncte de apă. Unul l-am văzut, al doilea e puțin mai în dreapta de ăla. De aici putem să luăm apă de unde? Din rezervarele astea super bănuiesc, nu? Da. Cred că din rezervoarele astea putem să luăm apă. Suntem bine unde suntem? Nu. Nu. Rezervorul de apă, Rezervorul de apă fi... e ăsta de aici, cred. Asta. Asta okay. Deci putem să luăm fie din rezervor, fie din băltoacă. Mai avem uh, House Trigger. Nu știu, la ce se referă House Trigger? că nu vă pe hartă. Dar până un alt, uite, eu am găsit un Topi Roll Cereal Sale se pare foarte are E un centru unde poți să vinzi cereale. Ia să vedem ce cereale putem oh. să vindem aici, că sunt tare curios. Tori... Tori... Ah, poți să vinzi cam orice, mă. Uite cât, câte puncte de vânzare ai. Wow. Și aici dacă nu mă așel, Uite la iarba pentru cai, cât de ieftină este, practic. Nu e mare afacere. Păi nu, pe niște pe a... nu e foarte scump. Ăsta ultimul ce? A, e la pe care nu știu noi ce înseamnă, nu? Cred, ia să da, a, 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 da, da. Alfa 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 alfa. Alfa alfa. <gânt> alfa, alfa. Bă, lăsați-ne în comentarii ce înseamnă alfa alfa. <gânt> alfa alfa. Nu putem să ne odihnim din cauza asta. Bă, da în schimb are foarte multe terenuri, mi se pare wow. Uite, bă, mai avem două puncte de vânzare în colțul din stânga sus. Mai... Ha, hai să vedem cum, cum arată silozul agricol. Wow, mă, am că m-am trezit într-un siloz agricol. Ok, și aici ar trebui să fie pentru găini a uite cotez pentru găini oare aici înăuntru nu 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 cred că afară pur și simplu stau găinile dar cât de tare uite e castron de tablă troc tot de tablă a ah, și aici cred că poți să-ți faci tu o a doua fermă sau e una dintre cele cinci ferme pe care îi le recomand pe, pe care îi le-au pregătit pe harta asta și aici cred că se deschid porțile da uite aici se deschid porțile. aici poți să-ți faci da. fermă dar în continuare u, 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 uh, poți să-i putin da da uite. Vezi ce colorată este iarba asta? Asta de pe da. casă. Ei, și uite-te cât de închisă e asta la culoare, cât de spălăcită e. De asta zic, dacă v-ați băga un shader, Shader. se schimbă total situația. Aici avem bonus că back, nu? Nu avem no, de de data aceasta nu. A trebuit să fie. Ok, nu merge să-l aprind în partea a mers. E probabil e prea... Asta uh, de aici. Punct de vânzare pentru o. Bă, asta îmi place, arată tare. Wow. Și îmi place că fiecare punct de vânzare nu e doar un simplu punct de vânzare și atât. Aici a vin și aici. Nu. Uh, e foarte dezvoltat. Adică mai sunt detalii în curte. Uite, mai e un raft cu cauciuc, mai e o mașină, mai mai un poliză, ca să nu zic pamtrac, poate nu o să înțelege ce înseamnă. Uite, mai e niște stacuri de lemne. Vezi? Și într-un final aici, în spate, găsești și punctul de vânzare pentru ouă. Să deschide poarta? Nu ar fi fost cum să se deschidă. Dar oricum, sunt chestii ce? Hai să descoperim celelalte trei puncte de ferme. Că două le-am descoperit. Unde ar mai putea oamenii să-și facă fermă? Mai sunt trei puncte. Eu mă uit după... După iconița cu animale, ca acolo cred eu că ar fi, dar nu prea văd nimic, deși am zoom. Asta un acolo în nord, cu, o casă, farmhouse. Pe acolo pe cred că am început noi. De... A, nu, aici n-am fost, nu? Nu, n-am fost. Ok. Aici avem floarea soarelui. Bă, e... Cu ce pitici? Bă, e mare și asta. Uite, uite și, și uscătorul tău. Uscătorul pe care spui chiloții. Uite, stâlpi de curent. What? Vezi? Cu gorile astea, bunifix cum sunt în România. Mm. Bine, nu știu dacă sunt doar nice în România, see. dar cel puțin prin Anglia nu am văzut niște cu găurinii. Cât nu, de tare arată. Dar sunt cumva picat sau așa vine modelul? Nu, așa vine modelul. Wow, foarte... Arată foarte periculos. Aici avem o fântână bănesc acoperită, care nu se mai folosește. Porțile se deschid și peste drum, uite cât de tare, peste drum ai terenuri. Și le ai și pe vecinul ăsta super bogat pe care poți să ți-l bagi în rol. Și aici în curte cartofi. Ia, unde? Uite aici. Nu știu. A, ce tare. Dar poți să-i... Cred că da. Poți să lucrezi terenul ăsta mic? Băi, imaginează cu un tractor. Da. Poți. imaginează cu un tractor din, din la foarte mic, chiar mai mic decât UTB-ul, ceva super mic și cu un plug micus că poți să lucrezi terenul ăsta din curte. Mamă, ce rol pli faci. Na, uite și fara soarelui ai un rând. Ia-o pe asta. A? Bun. Uh, uite în spatele casei, o... ai o cușcă? Cred că e de iepuri asta, nu? Cred, nu știu, seamnă, cușcă de ceva. Uh, cred că de iepuri. Sau câine? A, ah, nu, că e cușcă de câine și împrejmuită, vezi? Uite, casa e o cușcă de câine aici. Da, da, da. Uite, că nu ai și, stul, de albine, bine, bine, ăștia nu pot să-i folosești, sunt doar de design. Dar ideea e că, uite, ai în spatele casei, uite, aici ai o plecătoare. Mamă, cât de tare mi se pare, jur, mă atrage maxim. în să... ieșire. Supun? Cred că da. o să facem la un dat, o serie și aici. Chiar dacă o să apară FS22. Mamă și, ce... și uite, fii atent, uite și nu. Tipic românesc, fix cum am văzut acum când am fost în România. Un vecin are un gard, aici e alt gard, în partea e alt gard și fiecare cum a, cum, a, cum a, avut bani. Mamă cât de tare mi se pare. Wow. Bun, aici peste drum ziceam că avem și vecinul la mai bogat pe care nu-l suportăm. Uite ce cutie poștală are. Păi, valorează cutia bulii poștală cât jumate din gardul nostru. Uh, ok. casa frumoasă pusă la punct. pare uh, și... A... Ah. A... Ah, ce frumos. Ăsta e fix ca okay. foișorul pe care l-am pus noi pe Pineapple B, dar e mult mai mare. Noi n-am avut foișori din să n-am găsit mod atât de mare. Bine, nici să nu e mod, e doar... Design. Aici ai un garaj micuț. Pa, păi, arată foarte autentic, nu știu, mie chiar îmi inspiră, adică chiar consider că are trăsături românești. Unde ar mai fi puncte de fermă? Reușești să mai... ah, hai la magazin! N-am fost la magazin. Topirol, mă, dar ce topirol ăsta, că am văzut și punct de vânzare topirol. O, e tombolă, ce Partichip. Partichip. pentru gândirul asta, partichip. Uite, îmi dă și controlul să descule, pe care scrie Tuli Box, nu Tool box, e Tuli Box cu Y. Asta pot să-l iau, da. Iau, hai că nu plecăm cu un ancur. Nu plecăm de la review asta cu un ancur. Eu, eu nu-l văd oricum. nu vezi? Am luat nu. un cric. Am luat a. un cric și am plecat că pot să iau și un butoi, nu pot să iau butoi, din păcate. Păi. Așa și am ajuns la. Unde? Topirolul ăsta. Da, pe mai e un punct de vânzare. A, ah, a ah, e același, nu? Mm. Da, da, e Ah, de asta se părea cunoscut. Hai să vedem magazinul. E de aici în față, nu, nu putem să intrăm înăuntru. Bancomatul. Da. Aici avem uh, un leagăn, din ăsta clasic, 80 de lei în uh, Leroy Merlin. Ușa asta? da. Normal că ești la magazin aici, intri în casa bossului, dar nu poți. Dar neapărat trebuie să vă jucați cu lanterna aprinsă 90% din, uh, din timp. Ăsta, aici? Aici am fost parcă, nu? Aici am fost, da. A, și magazinul este vis-a-vis de... Da, magazinul, mai simplu de atât nici că există. Hai să mai... Ar mai trebui să mai fie măcar un punct. La găini am fost, nu? Am fost la găini? Da, am fost aici. Da, am fost aici. A -a aici. La ar trebui să mai fie un punct, că să zicem că am descoperit patru. Hmm. Hai acolo la... Nu știu cum... Mie, mi-e în engleză. Tartac. Pe jos de fertilizer station. Uh, lângă terenul 25, jos. Da stai că sunt multe, nu e ca și cum ar fi un singur teren. A, uite cum ești tu în stânga ta. Uite aici sunt eu acum. Vezi? Aaa. Gata, gata. De nu, văz să-mi fertilizez station ăla dar nu vedeam uh, celălalt punct. Nu mai mi-aduceam aminte. Bă aici, fii atent, aici e pe lemnăria. Bă se cred că e punct de vânzare pentru lemne, nu? cam asta da. apare. Da, 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 da. Lem da, da. sau lem pre, prelucrat. Și în partea asta aici ce avem? Stați de fertilizare. Mamă uite camioane, saci aici. Bine, în principiu ai foarte multe puncte bune te poți așeza ca și fermă, dar trebuie să verificați înainte dacă aveți acces din drum. Gen să se deschide poarta. Uite aici de exemplu, se deschide poarta. Bine, nu aveți poarta Aici puteți să vă faceți, știi, intrați aici, aveți garaj, nu se deschide din păcate dar vă puteți parca pe aici, utilajele, bă, fiecare cu imaginația lui, aveți și un Poate, silon exemplu, modul uh, cu care poți să ascunzi obiecte, ascunzi tot ce este în curte, ți le plasezi tu cum sunt lei. frumoase ca design, eu nu le-aș ascunde, dar uite, dacă vrei să-ți faci o cale de acces pe aici, să ieși direct în câmp, îți dai jos cu același mod de care zice Radu, îți dai jos două Lacre de gard. A, credeți că nu știu A, cum se zice. A, nu -aș A da, nu mă A, surprinzător, dar niciodată surprins. <laughs> Dai jos două lacre de gard, chiar trebuie să ai loc și cu o combină decentă. Și îți faci o dita mai intrare. Eventual îți iei un mod de poartă și îți faci o poartă. Și ai o intrare corectă. Uite, poți să spargi aici în spate, să dai gunele astea, cum a zis Radu, și să ai acces. Uite, în spate, de exemplu, ai niște bălării, poți să scurezi zona asta, să stai copăcei, să faci un ban cinstit. Băi, e Mamă, și terenul 64 cât de mare e. Da, mă, sunt multe, sunt nesimțite. Nu, nu, e în mare lungul și la. Uite, te Uite. și, păi, cu ce utilaje luc... Da, îmi place că în mijlocul terenului, fix, fix, ca și pe meleagurile noastre din România, sunt stâlpi de ăștia de curent care traversează, vezi? Da, 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 da. Foarte da, da. tare. Și aici poți să stai tu la umbră și să vă mănânci uh, sandwich de acasă. A, și uite aici este zona da, uite cât ești, uite aici, patru de sunt pe viteză, pe repede înainte. Și uite, păi, spus bă, că mare. Bă, dar cât costăm asta? nu să e scump, fii atent. O milion aproape. Da, nu e scump, ți se pare scump? Da, dacă e la început de fermă, cam da. Bă, da, da. Asta și un task. Adică să-ți propui tu, bă, uite, bine. să să și și patru. Păi, pe lui, nu știu că erau terenuri la un milion pe care le terminai, nu știu, în câteva zeci de minute. Oricum, mai și zone de pădure multe. Uite, de exemplu, nu mai mergem în zone de pădure, dar hai să vedem ce mai avem pe aici. Sugar Factory am fost, bă, cred că am fost cam la toate. Asta e cu spațiu pentru... Cum de n-am văzut spațiu pentru porci? Că am fost aici, ia să vedem. A, a intrat înăuntru, ok. Oh, da, 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 Hai ai, încerc. ai fost... Asta nu s-a prinde. Ei. Hey. Ei. Hey. Nu pot să aprind asta. Uh, în... Uh, stânga sus, ai fost acolo, Jack... Stai puțin să Cere. văd aici la porculeni, la porculeți. Ok, deschidești prin spate, aici ai un... cum se numește, doamne, asta? Unde se depozitează mizeria de la porci, cred. Bum! Un fel de bunker, nu știu dacă e corect spus bunker. Ăsta de aici unde erai tu. Da, da, da. Și uite cât a curte aici, deci aici efectiv a, a iarbă, dar tu aici poți să-ți faci chiar și teren agricol, deși iarbă ar fi mai indicat, știi că e mai... Bă, e. e. mai la îndemână. În Vestele plug și LAN. Uite și câte Bă. tipuri de copaci, de buruieni, de iarbă, de... Deci aici eu am țigăn mai ne evoluată. Unde există în stânga? Bă. Acolo, Jerec, Je... Jacques. Jacques. Nu am fost ea de... vedem. Nu am dus în extremități. Bă, dar simt că m-a spawnat înăuntru. Și asta e? Asta e cumva moară? Um, nu e moară, e sistemul de... Um, face cu sau ceva de genul? Da, are înăuntru un melc și prin melcul ăla ție Asta e turbina ta de la pasat. Nu, că n-am turbina. N-ai? N-am, am, <laughs> -am, -am Nu-i e diesel? E ba da, e diesel, dar nu-i turbo. Nu? N-am turbo. Wow. Ua... Totuși trebuie să o apreciezi, trebuie să-ți dau PayPal-ul că ți-am apreci... Ți -am apreciat mașina. Da, da, da. Uite aici ar fi fost interesant, dar nu putem să intrăm, că ne blochează harta. Da, sunt anumite zone, A. deși e foarte ciudat, nu înțeleg de ce mă blochează harta aici. Că practic eu nu sunt la, în marginea hărții, sunt în păi, mijloc. tu ești în marginea hărții cumva. A, toată bucata nu, nu, bucat asta, restul, da, 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 e în marginea. Și restul e Mai M-ai dus în el, pentru că sunt Vezi? două termenuri. Adică chiar și după unde nu poți să intri, tot sunt decorații. De dar te uiți că sunt azi... două linii, maro și galben, acolo în colț. E că poți să accesezi terenurile alea, de asta mă așa cu... Da, 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 Cu încredere. Păi mă, ce mai, asta e o hartă destul de interesantă, nu știu ce am putea să vă mai arătăm. Link-ul vi lăsăm în descriere, intrați singur și o descărcați. Vă bucurați de ea, avem și cutii poștale, bă, cât de... Bine, asta nu e specifică românii, dar în mare, harta chiar are trăsături românești, și cred că asta o să fie și titlul, că, că am prea spus-o de două, trei ori. Uite, aici e o casă neterminată, vine să vezi, și poți să intri înăuntru în ruine. Aici s-a apucat săracul, a mers în Italia, a făcut de bani și n-a mai apucat, că s-a îmbolnăvit. Știu că mm. sună dureros, dar asta e realitate. Cun Cunosc cazuri, când au ridicat casă dita, mai și când -o, o și finiseze sau să cumpere mobilă, a început să-l cam mai... doar spatele puțin și ai din 10 camere, din 10 camere, pardon, decât una e locuibilă. Bun, păi mai avem ceva să arătăm? Aici iarăși mă blochează. Da. Păi cred că am arătat cam toate punctele, oricum terenurile sunt multe, rămâne să ne spunem ce alfa alfa asta, să nu murim și noi proști. Hai să vedem și stația asta de pe Cea de-a doua stație. Asta e mai simplu, da. Asta e autogaz 24 de ore. Hmm. Ia să dăm fovul mai mică. Am o curiozitate. Mm. Enter. -a. A, uite, e benzină. Unleaded, unleaded. O care are și benzină premium și diesel. Uh -huh și A, ah, nu, 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 Deci are doar un diesel, atâta motorină și atât și de benzină are două. Are benzina normală, benzină plus și super benzină. Wow. Și diesel e decât una. Ok. ok, am înțeles. să sunt dau focul la loc că nu văd nimic mă vorbește. Da, asta e o stație. vină gindă, bre. Vino vino că te salută unchiul. Ia te pe unchiul Marinel. marinal. Eee. unchiule, ce faci? Nu, Gin Dobre, salută unchiu. Tu s-a angajat unchiu. Cred că pot să pun titlul asta. Unchiu s-a angajat la Nu, Gin Dobre. Mamă, ce tare. Vezi, sunt multe chestii ascunse pe care nu le-am descoperit, dar le puteți descoperi voi. Și eventual ne le spuneți și noi ca să le să reintrăm și să le încercăm. Și cred că aici am putea trece noi la un moment dat de pe harta pe care jucăm acum seria cu tb uri să facem o, tran o tranziție aici și să-l angajăm pe unchiul la cu aici. Ce zici de asta? <laughs> <laughs> Cât de tare. Și asta să fie casa lui. De fapt, nu... da, ar putea să locuiască aici. Până la urmă, e, e bătrân, nu îi ajunge dacă nu bag în container aici. Și dacă nu mai avem ce să arătăm, Radu, cred că e timpul să ne luăm la revedere. Să se deschid garajele astea, nu merge, nu? Nu merge. Oricum e super mișto zona asta. De betonieră. Încă o casă de aia ne simțită cu etaj. Leu, ce frumoase. Porțile? nu, sunt deschise. Băi, mișto, deci... Deci uite-te puțin, uite-te puțin, fii atent, vin aici puțin ca să vezi o chestie, fii Vie aici, da? Asta e sala da. principală. Și, de exemplu, îi intră aici în curte, asta e o curte și de aici, fii de aici ai uliță. Și mergi pe uliță, așa, și aici sunt alte case pe ulița asta. Vezi? Da. A, și uite, și să deschide și aici, cred că poți să-ți să faci altă fermă, uite. Da aici, e, da, aici e, loc pentru ultima fermă pe care nu o găseam noi. Uite cum am găsit-o din prostie, la sfârșit. Ve ba, mă, cât de tare! Sunt curios după ce o încarci de moduri, dacă își păstrează FPS-uri. Momentan noi avem 60 de FPS-uri maxim, cred că și era de la fel. Care chiar calculator Ui. mai bun ca al meu. Așa că... Uh, ce mai putem să vă spunem? Mm -hmm. Puteți cum, cumpăra fertilizator, lime, aveți puncte de vânzare și de, de cumpărare. Aveți diverse sunete pe hartă, cum am descoperit noi aceste, dial aceste persoane care vorbesc, mă rog, aceste NPC-uri. Uh, și ci că e compatibilă cu Precision Farming DLC și mai e compatibil cu... cu season, cu sezoanele. Sezoanele. Exact. Și mai e Flying Eagle. What? Ai văzut vulturi zburând? Așa sunt vulturi? Flying Eagle. Bă, Eagle nu înseamnă vulturi? Vultur. Da. Zic bine, e a Da. Și așa sunt vulturi înseamnă, nu? Uh, cred da. Oare e băgată treaba aia cum că îți mănâncă puișorii? Nu cred, nu? A, ah, dar uite terenul astea mă a spart. Da. Deci, Terenul astea mici chiar sunt genial, uite, cu cartofi, pac, frumos, seră. Mamă, dacă, nu, dacă mergea și sera asta. Dar oricum, uite, teren cu floarea soarelui mic. Ia uite, l-am găsit pe hater uite haterul. Foarte tare, sperietoare. Bă, nu știu, mie chiar îmi place, sunt foarte multe detalii. Doar că dacă am avea și timp liber să jucăm toate hărțile astea, uh. ar fi genial. <laughs> Mulțumim pentru vizionare. Vă lăsăm linkul în descriere, vi l-am pus deja, cred, probabil deja l-ați văzut. Numele hărții l aveți în titlu, dar dacă vreți să vă fac deliciu și mai ales pe Aloradu, se citește Își Gata, mă. A, a, trebuit să închid ochii, să-mi imaginez cuvintele. Bun, mulțumim. O zi minunată. Pa, pa.